Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei pentru Zodia Taur, 14 noiembrie. Înainte de toate vreau să vă sfătuiesc să vă înscrieți la canalul meu pentru a vedea viitoarele, pentru a vedea viitoarele videoclipuri care le voi distribui, pentru că veți primi notificări și pentru cei care nu au făcut-o și bineînțeles să-mi dați un like dacă aveți binevoința. Zodia Taur, văd, astăzi vă veți ocupa sau veți fi ocupați în ce privește o colaborare sau persoana iubită, veți face proiecte cu persoana iubită, e nevoie ca dumneavoastră să colaborați cu anumite persoane din jurul dumneavoastră, dacă veți lucra cu cineva anume sau va fi nevoie să colaborați cu alte persoane, acele persoane care au aceleași vise ca dumneavoastră. Văd că veți avea parte de progrese importante. Văd că în ce privește persoana iubită, văd o împăcare, veți comunica mai mult cu persoana iubită, veți lua mai mult în serios această relație, sau veți ierta pe cineva sau veți fi iertați, o problemă se va rezolva în această zi, să nu vă lăsați pentru că veți putea rezolva acele probleme de acele dificultăți, să spunem așa, veți trece peste ele. Văd că veți fi triumfători, veți fi recunoscuți de persoana iubită. Da? Acea persoana dumneavoastră cu care sunteți într-o relație vă va recunoaște meritele, să spunem așa. Văd că veți fi recunoscuți pentru munca dumneavoastră, pentru sacrificiile dumneavoastră în ce privește o colaborare sau în ce privește o relație de iubire. Veți face acele alegeri inteligente care vă vor aduce bune fructe pe viitor, să spunem așa, și văd că veți primi vești importante, succes, să știți, veți avea parte de succes în această zi, văd foarte multă pasiune în ce privește relația de cuplu, văd că veți lua decizii în ce privește cu persoana iubită, în ce privește anumite proiecte și veți pleca la drum, dar vreau să vă zic că veți reuși, veți trece peste orice dificultate și veți avea succes. Haideți să vedem și ce zic îngerii. Îngerul Zana spune că sunteți protejați de orice pericol, deci toate pericolele vor trece. Trecutul ce a fost mai rău a trecut. Își cere să te relaxezi și să te simți în siguranță. Da? Deci încercați să vă relaxați că veți trece peste orice obstacol, peste orice problemă, veți avea succes. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez pe fiecare cu drag și eu vă aștept la următoarea talare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. La revedere!